Bun găsit! Sunt Andreea Cazacu și vă prezint horoscopul pentru data de 11 octombrie 2023. Influențele astrale subliniază nevoia de autoreflexie. Este momentul potrivit să-ți acorzi timp pentru a-ți analiza aspirațiile și a pune bazele unor strategii pentru atingerea obiectivelor. Ai grijă la interacțiunile sociale, deoarece pot apărea tensiuni neașteptate. Abordează provocările cu răbdare și deschidere către învățare. În continuare, haideți să vedem ce se întâmplă pentru fiecare zodie în parte. Berbec. Pentru cei dragi, manifest slăbiciuni de care se poate profita din plin. Tot ce ține de segmentul sentimental are nevoie să fie restructurat, reconstruit, revigorat. Hiba este la tine și anume la felul în care îți manifesti iubirea față de cei dragi și la felul în care relaționezi cu generațiile mai tinere decât tine. Taur. În relațiile familiale există tensiuni accentuate și discuții pe tonuri ridicate. Totul pornește de la bugetul disponibil pentru reparații, pentru îmbunătățirea condițiilor în spațiul de locuit sau pentru achiziționarea unor bunuri patrimoniale. Gemeni. Posibil să schimbi părerea vis-a-vis de unele rude sau prieteni din anturajul apropiat. Interesant ar fi să urmărești de pe margine, în tăcere, ceea ce spun sau fac cei din jurul tău. Vei descoperi multe detalii ale caracterului lor. Rac. Gândurile îți vor zbura la capitolul financiar întreaga zi. Posibil să primești ceva bani, bunuri sau favoruri din activitatea profesională desfășurată la serviciu, dar sunt nesatisfăcătoare. Este nevoie să-ți reformulezi felul de a fi, de a te raporta la muncă și implicațiile ei. Leu. Controlează-ți reacțiile pentru că este o zi în care foarte ușor oscilezi în gânduri, decizii și vorbe. Ești tentat să te implici în tot soiul de treburi, dar în special în treburile altora. Ocupă-te pendelete de tine. Energia ta vitală este la cote joase și risc să obosești. Fecioară. Este o zi în care ar fi bine să te ocupi numai de treburi ușoare, de rutină. Discreția, evitarea spațiilor aglomerate și discuțiile de taină cu cei dragi și de încredere îți aduc alinare, dar și informații prețioase. Poți afla lucruri interesante despre segmentul profesional în care activezi sau despre șefi și colegi. Balanță. Relațiile cu prietenii te pun pe gânduri, dar și relațiile cu persoanele care te susțin în plan socio-profesional. Posibil să constați că cei care te sprijinau necondiționat până nu demult, acum fie își retrag sprijinul, fie te dojenesc pentru că ar trebui să faci lucrurile altfel. Scorpion. Se întrezărește multă animație la serviciu. Atât șefii cât și colegii au multe pretenții de la tine. Sigur că te vei descurca onorabil cu tot ce se ivește în segmentul profesional, dar nemulțumirile tale profunde sunt legate de plata aferentă serviciilor pe care le prestezi tu. Săgetător. Demersurile intelectuale și călătoriile sunt teme importante. Este posibil să călătorești în scop profesional pentru a ajuta o rudă îndepărtată. Toate acestea pot implica cheltuieli neprevăzute. Ar fi bine să îți selectezi prioritățile și să te pregătești serios pentru ceea ce ai de făcut. Capricorn. Discuțiile legate de bani te pot pune pe gânduri. Poate fi vorba fie despre plăți comune cu partenerul de viață sau rudele, fie despre chestiuni profesionale care implică a cheltui tu ceva bani. Bine este să stai deoparte, în liniște, să îți planifici pendeletele, bugetul disponibil și prioritățile. Vărsător. Privește atent la relațiile parteneriale în care ești implicat. În primul rând, este vorba despre relațiile profesionale, cele care îți aduc beneficii materiale. Ai putea constata că în ultima vreme depui eforturi mari, iar plata aferentă sau recunoașterea meritelor tale din partea colegilor lasă mult de dorit. Pești. La serviciu ai mult de lucru, însă sporul lasă mult de dorit. Se pare că există o discrepanță între ceea ce și cum îți dorești tu să faci și ceea ce îți oferă contextul acestei zile. Fii prudent și dozează-ți eforturile pentru că organismul tău are nevoie de odihnă. Acesta a fost horoscopul. Sper că ți-a fost util și că vei avea o zi minunată.